Evanghelia după Luca la capitolul 5, voi citi de la versetul 36 până la versetul 38, pagina biblică 993. Evanghelia după Luca, capitolul 5, citez de la versetul 36 la versetul 38, pagina biblică 993. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Alminter rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în bordufuri vechi. Alminter vinul cel nou sparge bordufurile, se varsă și bordufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în bordufuri noi și amândouă se păstrează amin. Vă rog să vă reașezați. Spunea cineva odată, cel mai bun lucru pe care pot să-l spun despre mine este că am puterea, odată la un timp, să o iau de la capăt. Să mă uit în viața mea, să mă uit la eșecurile mele, la greșelile mele, la falimentele mele cu Dumnezeu și în ziua cercetării să-mi pun viața în rânduială, să mă repun pe un drum bun. În această zi, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Mă rog în această zi noi înșine să ne cercetăm pe noi și să vedem care este starea noastră spirituală. Sunt două momente de regulă când omul se cercetează pe el însuși, când face anumite evaluări și când face anumite planuri de viitor, și anume undeva la acum până din ani și de regulă la început de septembrie. Pentru că odată ce vine septembrie se începe școala, se activitățile și atunci oamenii cumva încearcă să se repoziționeze pe un drum bun. Poate și tu te uiți în viața ta, mă uit în viața mea și vedem anumite scăzăminte spirituale. Poate viața noastră lasă de dorit în relația noastră cu Dumnezeu, în viața noastră de familie, în implicarea noastră, în slujirea noastră și mă rog în această zi Duhului Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne cerceteze. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru tine și pentru mine la început de septembrie se intitulează Un nou capitol cu Dumnezeu. Un nou capitol cu Dumnezeu. Trei lucruri trebuie să avem în vedere pentru a avea parte, începând din această zi, de un nou capitol cu Dumnezeu. Și primul lucru este acesta de a accepta că ai nevoie de o schimbare. Primul lucru pentru a avea parte de un nou capitol cu Dumnezeu este să accepti că ai nevoie de o schimbare. Textul nostru face vorbire despre două haine. Una este veche, una este nouă. Unii, în neînțelepciunea lor, mai făceau această prostie când se striga că o haină veche care le era dragă, le era preferată. Oamenii nu aveau haine ca și noi la dispoziție. Oamenii își reparau hainele cum puteau, aveau această nebunie până au realizat faptul că este o mare prostie să ia dintr-o haină nouă un petic și să-l căptușească la haina veche. Și realizează în cel din urmă, domne, nu este înțelept ceea ce facem. Pe de-o parte stricăm haina veche, tot o tăbăcești, dar nu mai ajută la nimic, dar mai ales strici haina cea nouă. Cu alte cuvinte, a devenit această procedură în popor. Domnule, când haina este învechită, când nu mai funcționează, când nu mai este bună, când este ponosită, domnule, o dăm la parte, o aruncăm și cumpărăm o altă haină. Și haina aceasta nouă este o haină pe care putem să o folosim. Deci, de important, când haina ți este veche, să realizezi faptul că ai nevoie de o schimbare. Domnule, trebuie să schimbi ceva. Când haina sufletului nostru se învechește și nu mai avem pace, și nu mai avem bucurie, și nu mai avem spiritualitate, și nu mai avem putere duhovnicească să avem experiențe noi cu Dumnezeu, este nevoie de o schimbare. E foarte important să înțelegem în această zi că ai nevoie de o schimbare duhovnicească, că este nevoie să-ți pui viața în rânduială din punct de vedere spiritual. Nu există un nou capitol cu Dumnezeu până când omul nu acceptă care nevoie de o schimbare. Henry Ford a fost cel care a făcut ca mașina să fie o chestiune accesibilă pentru tot omul din America. La un preț foarte bun, o mașină foarte confortabilă, foarte fiabilă și a produs în serie și undeva spre 50% din americani conduceau mașina lui, Ford T. A fost cea mai de succes mașină din toate timpurile, spun cei care se ocupă de automobile. Dar el avea o pasiune, toate mașinile lui, foarte să fie negre. După ceva timp, când a început să scadă vânzările și concurența a început să prindă contur, pentru că el nu voia nici o modificare la cea mai de succes mașină din toate timpurile, au venit oamenii și au spus, domnule Ford, vedeți că alții nu încă scad vânzările și alții o iau înainte, trebuie să facem anumite modificări. Hai să îmbunătățim ceva, hai să schimbăm ceva, hai să schimbăm chiar și culoarea. Ford n-a vrut nici în ruptul capului să modifice cea mai de succes mașină din toate timpurile, care începea să rămână în urmă. La un moment dat i s-a spus, domne, hai și o altă culoare măcar. Și le spunea vorba lui celebre, o rămas, spunea în felul următor, câtă vreme este neagră, poate să ia ce culoare vor ei. Numai neagră să fie. Și omul venea și spunea, vreau mașină roșie. Și câtă vreme, zice, neagră, poate să fie și roșie. Orice culoare, numai să fie forte și să fie neagră. În cel din urmă, când realizează faptul că pierde teren, este prea târziu. El a trebuit să realizeze faptul că are nevoie de o schimbare, de o îmbunătățire. Frații mei, ca să avem parte de un nou capitol cu Dumnezeu, trebuie să acceptăm că avem nevoie de o schimbare din punct de vedere spiritual. Când vine plictiseala în viața omului, când se plictisește la adunare, se joacă pe telefon, butonează pe telefon, ce mă bucură în această dimineață este că invitații noștri, nu numai solistul, ci și cântăreții ceilalți, stau la adunare. Asta e plăcerea mea. Și stau să ascultă predica, e o dovadă de maturitate spirituală. Când văd cântăreții că își fac numărul și pe hol, la o cafea, zic, Doamne, ai milă de ei și le duc de pocăință. Și Dumnezeu să ne dea tuturor duh de pocăință. Îmi face plăcere când îi văd pe frați că nu stau pe hol, ci stau în adunare și ascultă cuvântul. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și apare plictiseala. Te plictisești în rugăciune, deschizi ochii, te uiți să vezi, nu mergi ce pe tavan. Vezi cum se îmbracă celălalt, îl analizezi pe celălalt. E din Biblie, dintr-o dată te prinde căscatul, te prinde și un pui de somn, de amiază de 15-20 minute, care e foarte sănătos, după aceea te plictisește în cântare, banu cântăle nu știu cum, ba nu știu cum, ba te plictisește și cina, te plictisește, te plictisește spiritualitatea, te plictisește părtășia cu Dumnezeu, te plictisești din calea afară, apare apoi apatia. Domne, cânți, dar numai să te afli în treabă. Nu pui inimă în cântare, nu trăiești melodia, nu trăiești versurile pe care le cânți. Te rogi, dar te rogi așa detașat. Parcă ar fi rugăciunea altuia, nu pui inimă. Rugăciunea puternică este o rugăciune în care te consum, este o rugăciune în care pui suflet, când din toată inima, trăiești tot ce se întâmplă aici. Apare plictiseala spirituală, te plictisești de toate, apatie spirituală, cântăm, dar fără nicio vlagă, fără nicio pasiune, venim la adunare din obligație mai mult, venim din la adunare mai mult, așa că nu se cade să stăm acasă. Apatie, nu avem bucurie în cântare, nu avem bucurie în cuvânt. Lucrurile care altădată erau importante pentru noi spirituale, devin acum apăsătoare, obositoare apatie în tot ceea ce facem, apatie în post, ai Doamne Iisuse, la 10 mă apuc amețul, la 12 simt că paralizez dacă nu mănânc. Apatie peste apatie, rugăciune, cuvânt, totul apatie, oameni plictisiți, amorțiți, fără chef, fără, totul este o rutină, totul este o chestie de abifă. Bă, să nu stăm acasă duminica, dar nu ai nicio trăire spirituală. Frații mei, surorile mele, când venim la adunare, noi trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu e suficient să venim doar la adunare să facem act de prezență. E adevărat, un om plin de Duhul Sfânt. Nu stă acasă duminica, e la adunare, asta e o chestie absolut normală, biblică. Dar nu e suficient să venim la adunare, noi trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Când venim la adunare, în cântare, în rugăciune, în cuvânt, în cina Domnului, noi trebuie să simțim prezența lui Dumnezeu. Noi trebuie să simțim puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să simțim atingerea lui Dumnezeu. Când simți stagnare spirituală, când nu mai crezi spiritual, tu nu mai ai experiențe cu Dumnezeu. Ai nevoie de o schimbare, ai nevoie de o noire spirituală. Dar la același nivel spiritual ca și amus o lună, ca și amus două luni, nu simți nicio înviorare, nu mai ai experiențe cu Dumnezeu, nu mai simți atingerea Dumnezeu, nu mai simți puterea Dumnezeu, nu mai simți harul lui Dumnezeu. Ești același om stagnez din punct de vedere spiritual. Nu ești mai matur duhovnicește astăzi ca amus o săptămână sau ca amus o lună. Ce mai mulți oameni, nu știu, când au anumite crize în viața lor spirituală, dau vina pe neveste, pe bărbați, pe frați, pe circumstanțe. Nu. Stagnarea spirituală este din cauza ta și este din cauza mea. Dacă suntem cinstiți cu Dumnezeu, nu-i nimeni de vine că tu ai probleme spirituale sau că eu am probleme spirituale. Nu creștem spiritual, nu avem experiențe cu Domnul că suntem noi slabi spiritual. Numai că îți vinovați. Din psiologic psihologic, până nu-ți asumi o vinovăție, o greșeală, nu poți să o depășești. Oamenii care toată ziua, nu știu, se mută din relație în relație, se mută de la loc de muncă la loc de muncă, din biserică în biserică, nu se simt împliniți. Ei cred că alții sunt problemele pentru ei. Nu, problema este lipsa ta de pocăință, de spiritualitate. Lipsa mea de pocăință. Trebuie să înțelegem, când suntem plictisiți, când suntem apatici, când stagnăm, avem nevoie de o schimbare, o schimbare dovnicească, un nou început cu Dumnezeu, un nou capitol cu Dumnezeu înseamnă să accepți că ai nevoie de o schimbare. Fie ziua aceasta, ziua în care fiecare dintre noi să spunem, Doamne, avem nevoie de o schimbare. Toți suntem greșiți, toți avem slăbiciunile noastre, dar avem nevoie de o schimbare. Spune cartea sfântă că Domnul îi spune lui Iona, Iona, bine faci tu că te super, tu te mânii? La care Iona zice, da, Doamne, bine fac că mă mâniu până la moarte. Măi, eu tot am văzut oamenii obraznici, dacă asta în viața mea n-am văzut. Adică ești obraznic cu tata, cu mama. Se mai întâmplă cu frații, cu surorile. Dar un om obraznic cu Dumnezeu, ca și Iona, eu Ion, n-am Ion, văzut în toată Scriptura profet internațional, omului Dumnezeu, să fie atât de obraznic cu Dumnezeu, să-i spună Domnul, mă Iona, bine faci tu că te mâni și îmi spune, da, Doamne, bine fac că mă mâni, eu, până la moarte. Omul acesta nu acceptă că are nevoie de o schimbare. Tu accepti că ai nevoie de o schimbare? Pavel când se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului și spune Domnul Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El spune, cine ești tu, Doamne? Și acel care îi vorbește îi spune, eu sunt Iisus din Nazaret tremurând și plin de frică, spune, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul spune ce trebuie să facă. Pavel, pe de altă parte, acceptă că are nevoie de o schimbare. Dragul meu, dacă vrei să ai parte de un nou capitol cu Dumnezeu, dacă vrei în acest septembrie să-ți reașezi viața pe un drum bun, spiritual, familial, bisericesc, dragul meu, acceptă că ai nevoie de o schimbare. Dragul meu, nu mai căuta să căptușești ce nu funcționează spiritual. Nu mai căuta să căptușești, nu știu, eșecurile tale, să dai vina pe sos, pe soție, pe frați, pe angajați, pe patron, pe comete, pe politicieni, pe administrație. Pentru falimentele noastre noi suntem de vină. Pentru lipsa noastră de rugăciune, pentru lipsa noastră de scriptură, pentru lipsa noastră de consecvență cu biserica. Am zis odată că o să facem un proiect patru duminici consecutive fără absență la adunare. <laughs> Îndrăzneți, dar sper ca Domnul să ne dea biruință. Și aș vrea să vă îndemn, să ne luăm hotărârea angajamentul înaintea Domnului patru săptămâni să nu mergem în vizite la socri sau la soacre și să nu stăm acasă duminica. Patru, să ții hotărârea aceasta, Doamne Dumnezeule, așa cum am încheiat legământ cu tine apa botezului, patru duminici nelipsi de la adunare. Ascultați-mă, pare așa de râs, dar e o performanță spirituală. E o performanță spirituală pentru că oamenii n-au consecvență spirituală. De exemplu, dacă lucrezi, astăzi lucrezi, mâine nu lucrezi, stai să facă ești îngropat în datorii, nu ai cum să performezi. Ai de plătit rate la bancă, ai de plătit, nu știu, utilități. Dacă nu lucrezi tot timpul, clar că nu funcționează treaba. Nu așa e și cu pocăința. O săptămână ne ține, două săptămâni suntem în delegație. O săptămână iar ne ține, două zile iar suntem pe pauză, nu funcționează pocăința. Frații mei, avem nevoie de o schimbare. Un nou capitol cu Dumnezeu înseamnă să accepti faptul că ai nevoie de o schimbare. Când vine plictisiala, când vine apatia, când vine stagnarea, soluția este să spui, da, Doamne, ești prezent în adunare, acum și aici atinge de mine. Iartă-mă, spală-mă, curățește-mă, umple-mă tu de Duhul Tău cel Sfânt. Amen. Și dăm putere, Doamne, să am parte de un nou început cu tine. Un septembrie nou și un nou început cu Dumnezeu. În al doilea rând, un nou capitol cu Dumnezeu presupune să lași în urmă ceea ce te-a ținut pe loc. Lasă în urmă ceea ce te-a ținut pe loc. Mai era și obiceiul unii care erau mai economi și nu mai voiau să taie alte vaci, alte capre, alte oi, pentru că bordufurile acestea erau niște, aș putea spune, stomac de vită, stomac de oaie, stomac de capră și când tăiau vita respectivă, din stomacul respectiv făceau burduf pentru vin puneau mustul în burduful respectiv, odată ce făcea uh, fermenta, se potrivea acolo, efectiv, uh, burduful respectiv, stomacul acelui animal, prindea forma pe care o prindea, pentru că fermenta. Și unii ziceau, mă, am noi mai te încă o vacă, noi meteam cu un cal, noi meteam cu o aie sau o capră și atunci a luat burdufurile vechi din care băură ce era de băut și acum punea iară mustu. Ce se întâmpla? Între timp burdufurile se uscau, venea mustu care fermenta și imediat pușca burduful, se vărsa și uh, mustul respectiv vinul nou. Ce se întâmpla în momentul respectiv? Știi ce se întâmplă? Sfântă pagubă. Clar, pierdeai totul. Și burduful vechi și vinul nou. Nu era înțelept lucrul acesta. Ce Hristos spune, auzi, v-ați învățat să nu mai puneți în burdufuri vechi vinul nou, că se strică în două, ci vinul nou îl puneți în burdufuri vechi, în burdufuri noi. Cu alte cuvinte, e foarte important când s-o reclești, cum zicem noi aici în Bihor, să pui mustul care se face după aceea vin în burdufuri noi. Să lași în urmă ce te-a ținut de loc, ce ți-a produs pagubă spirituală. Eu stau și m-am gândit, ce ne-a produs nouă pagubă spirituală în anul acesta, care se apropie încet, încet de sfârșit? Ce anume ne-a produs pagubă spirituală? E nevoie să lăsăm în urmă ce ne-a ținut pe loc, dacă vrem să avem parte din un nou capitol cu Dumnezeu. Și în timp ce mă gândeam la asta, mi-am adus aminte că am auzit povestea unei secretare, am dat șeful să supărat că spre multe acte, n-are -are aer, avea probleme că nu simțea aer în birou și zice, toate actele inutile, zice, acum trecem la o situație mai performantă, trecem pe calculator, toate actele, zice, uh, le ducem. Dar ce când mai avem nevoie de ele? Le dăm. La care zice secretara, domn' director, înainte să le aruncăm, le-am putea să-i rog să le stivuim înapoi în birou. Cu alte cuvinte, era foarte greu acestei doamne care au muncit mult la cele acte să le dea. Mă, o fi pe calculator, dar parcă n-aș lăsa fără hârtie. Frații mei, când am citit lucrul acesta, m-am gândit că așa facem noi de multe ori. Intrăm în septembrie nou, intrăm în ianuarie nou, dar cu aceleași lucruri care ne-au ținut în loc. Cu aceleași lucruri care nu ne-au lăsat să creștem spiritual. Și asta și m gândit, care sunt lucrurile pentru care noi nu creștem spiritual? Suficiența. Cei mai mulți dintre noi, când vine vorba de spiritual, suntem suficienți? Sau ne sunt suficiente stările pe care le avem? Când vine vorba de bani, toți vrem mai mult. Nu există patron, nu există șef de instituție care să zică angajații mei sunt mulțumiți de salariul pe care le dau. Toți angajații, și niciunul dintre noi nu facem excepții de aici, am vrea un salar mai bun. Și cred că am avea și o părere corectă despre noi că am meritat mult mai mult. Patronii nu cred că ar zice asta. Toți patronii de aici, din adunare, la o evaluare sinceră, ar putea să spună cu frica de Dumnezeu cu mâna pe inimă că ar trebui să câștige mult mai mult. Dar cred că nu totdeauna se întâmplă să câștige mult mai mult. Când vine vorba de material, toți vrem mai mult. Niciunul dintre noi nu-i mulțumit cu cât câștigă. Dacă ai câștiga 1000 de euro, peste o lună vrei 2000 de euro. Până la un miliard de euro, dacă se poate. Niciodată nu suntem mulțumiți de banii pe care îi încasăm, de casa pe care o avem, de apartamentul pe care o avem, de mașină, de haine, niciodată. Totdeauna ceva mai mult. Când vine vorba însă de pocăință, ce mai mult suntem, mă, e suficient. E suficientă rugăciunea, mă, 5 minute, nimic dar e suficient. E suficient un verset odată la 2-3 zile, dar de asta n-ai putere și experiențe cu Dumnezeu. Post, o dată la o lună. Păi evrei în Vechiul Testament posteau când? O dată pe an, în ziua și Mie Mi mi nu mi-ajunge de două ori pe an? Suficiența aceasta, auzi, mai facă și alții. Dar de ce să te vin eu la adunare? De ce să vin eu în fiecare duminică la dunare și vin la rugăciune și la grupele mici? De ce să mă implic și eu? Domne, eu m-am implicat destul, mai implice și alții. De ce să sprijinesc eu lucrarea? Păi mai facă și alții, domnule. Tot eu, tot eu. Suficiența aceasta spirituală este o problemă care ne ține în loc. De asta nu creștem spiritual. De asta nu avem mai mult din Dumnezeu. De asta nu avem mai multe experiențe cu Dumnezeu. Că avem o stare de suficiență spirituală. Bă, e bine cât e așa. Nu o slavă Domnului. Apoi, dezorganizarea. Orice om dezorganizat muncește mult mai mult și se vede absolut nimic. Orice firmă dezorganizată intră în faliment, mai devreme sau mai târziu. Orice instituție dezorganizată intră în faliment. Am auzit pe mulți spunând să facă Dul Sfânt dezordine. Măi, frații mei, în 1 Corinteni 14, să textul acesta, spune că Dul Sfânt când vine nu face dezordine. Dul Sfânt face ordine. Ca în toate bisericile Sfântilor zice că face rânduială. Unde e dezordine, nu i Dul Sfânt. Când aud să facă Duhul Spân, nu, Duhul Sfânt face ce spune Pavel în 1 Corinteni 14, Duhul Sfânt face rânduială. Dacă nu poate să propășească o biserică care nu are rânduială, dacă nu poate să propășească o familie care nu are rânduială, dacă un business fără disciplină și organizare se duce în faliment, dimineața vin la lucru ceva, eu îmi vedea ce o fi. Cum crezi că arătăm noi spiritual când avem nici o organizare spirituală? Ne trezim, ne spălăm pe din, ne facem freza pe drum, ne îmbrăcăm pe traseu. Și dintr-o dată, bă, stai că nu m-am rugat. Spui o rugăciune, două, trei vorbe. Rugăciunea este marginală și ne mirăm că nu avem putere, nu avem bucurie, ne certăm soțul cu nevasta, ne, ne mirăm că nu avem experiențe frumoase, ne mirăm că suntem depresivi, suntem anxioși. Frații mei, e nevoie de organizare, chiar și în cele spirituale. Adică când îți încep ziua, înainte să zici, astăzi mă duc cu nevasta la plimbare, astăzi mă duc și nu știu ce fac la serviciu, înainte de tot e să spui, astăzi îmi stabilesc timpul de părtășe cu Dumnezeu, astăzi îmi stabilesc când mă rog, la ce oră, când citesc Biblia și apoi le rânduiesc pe toate celelalte. Dacă îți încep ziua fără să-ți organizezi ziua și să pui locul întâi în viața ta și în programul tău pe Domnul, dragul meu, vei fi un creștin slab. Cei mai mulți pocăiți astăzi, creștini, pentecostali, ortodoși, baptiști, catolici, sunt slabi spirituali, pentru că spiritualitatea pentru ei este secundară. Ziua se începe cu Dumnezeu. Orice om de succes în profesia lui este un om care începe cu organizare. E bine, ce fac astăzi și își organizează ziua? Așa e și cu Dumnezeu. Înainte să pui serviciu, un de bani, distracție, relaxare, Dumnezeu pe primul loc, altfel ascultă-mă. Vei petrece mai mult timp certându-te cu nevastă ta. Vei petrece mai mult timp mormăind prin casă, prin apartament, ca un ur supărat. Că nu te-ai înțeles cu nu știu cine. Vei fi supărat, agitat în trafic, te vei uita toată ziua în stânga, în dreapta, stresat, amărât. Când îți încep ziua, organizează-ți-o după Dumnezeu. Mai întâi rugăciune, cuvânt. Și apoi celelalte, că ziua e lungă. Frații mei, e nevoie să ne organizăm Dezorganizarea ne-a dus de multe ori în criză spirituală Că nu-l punem pe Dumnezeu pe primul loc Nu ne facem agenda zilei Integrând acolo rugăciunea și cuvântul Apoi materialismul Materialismul spune în felul următor Fericirea omului atârnă de câți bani are îi fericit, îi împlinit în funcție de ce mașină conduce, în funcție de ce casă locuiește, în funcție de câți bani câștigă și totul se învârte în jurul banilor. Știi care e marea problemă a materialismului? Materialismul îți lasă sufletul pustiu și gol. Cu cât vei avea mai mult, cu atât nu o să te simți împlinit. Apoi schimbi mașina, schimb casă, schimb concedii, stânga-dreapta și nu-i pace și nu-i liniște. Unul singur te poate împlini și acela este Dumnezeu. Frații mei, suficiența spirituală, dezorganizarea, materialismul, astea ne țin în loc spiritual. Vrei un nou început cu Dumnezeu? Vrei un capitol nou cu Dumnezeu? De la o parte e suficiența. Caută să-L cunoști mai mult pe Domnul. Caută să te rogi mai mult. Caută să citești mai mult Biblia. Caută să te implici mai mult. Caută să postești mai mult. Caută experiențe noi cu Dumnezeu. Organizează ziua și viața punându-L pe Dumnezeu pe primul loc. Înainte de toate celelalte, fă timp de rugăciune. Fixează în agenda ta 15. 10 minute de părtășie cu Domnul. Rugăciuni, un cuvânt din Biblie, materialismul, banii sunt buni. Dacă în banul pune stăpânire pe om, îl mână și la adună capă o alibaba, cum spun bătrânii noștri. Praful se lege de el. Nu mai are nevastă, nu mai are bărbat, nu mai are prud, nu mai are Dumnezeu, nu mai are nimic. Și ajunge în cel din urmă o epavă și spiritual și social. Tânărul bogat n-a fost dispus să lase în urmă ceea ce a cerut Iisus. Zice, Domnul, dacă vrei să fii desăvârșit cum îți propui, du-te și vinde tot ce ai, pentru că tu iubești prea mult banul, vinde tot ce ai, urmează-mă și vei avea cum ar în cer. Și spune textul Sfânt, a plecat dezamăgit la Iisus. Pe de altă parte, vameșul Matei stătea la vamă, avea în fantastice, Hristos l-a chemat să fie apostol și spune, vină după mine și vameșul a lăsat totul și a mers după Isus. E foarte important ca să ai parte de un nou capitol cu Dumnezeu. Să lași în urmă ce te-a ținut în loc. Suficiența, dezorganizarea și materialismul. Nou capitol cu Dumnezeu înseamnă, la treilea rând, să-ți așezi viața în voia lui Dumnezeu. Așează-ți viața în voia lui Dumnezeu. Spune Scriptura că omul înțelept în această dimineață, spune Hristos în text, omul înțelept când s-o și adună strugurii și face mustul și vrea să aibă vin, pune mustul respectiv, în respectiv, zice, în burduf nou. Și așa se păstrează și burdufurile vechi, dar le păstrează și pastea noi și nu dai în faliment și nu dai în pierdere. Asta este chestiune înțeleaptă. Întotdeauna voia Lui Dumnezeu este înțeleaptă, este bună, plăcută și desăvârșită. Dacă vrei să ai un capitol nou cu Dumnezeu în acest început de septembrie, așează-ți viața în voia Lui Dumnezeu. Când eram eu mic, mic, adolescent, mic, mergeam la set de tinere și atunci veneau frații cu voia Domnului la căsătorie. Și te, te așa când Domnul îți dă voia lui în căsătorie, te gândi e așa, dacă îți dă pe ceva care nu ți drag. Frață, surole, tine, care erau așa o lecuță mai, ziceai, mă, să nu cumva să ne dea Domnul ceva ce, nu știu, dă niște rateori. Și atunci am auzit o întâmplare foarte interesantă, vreau să o împărtășesc. Un frate zicea în felul următor, știți cum suntem noi fraților? Ca acel frate tânăr care... Frate tânăr, e frumoasă expresia aceasta, tinere. într simți energie că ești mai tânăr. Cam un frate tânăr care era vreme de însurătoare și se roagă, el se roagă, o învăța că trebuie să fie voia Domnului și să se roagă. Doamne, Doamne, facă-se voia ta, voia ta, voia ta, voia ta. Și la final ce Doamne, știi ceva? Facă-se voia ta, dar Maria fia mea. Și am stat și m-am gândit că așa suntem cei mai mulți dintre noi, Doamne, voia ta, voia ta, experiențe, dar ce ne place nouă, fie să fie. Dumnezeu întotdeauna, ascultați, voia lui întotdeauna este este desăvârșită, este bună, este plăcută. Prima dată trebuie să fie bună. După ce realizezi că este bună, e și plăcută, că nu e rea voia Domnului. Cea mai bună pentru tine voia Domnului. Și apoi constați nu doar că este doar bună și plăcută, e și desăvârșită, adică se face bine. Și asta și m-am gândit, care ar fi voia Domnului pentru noi? se pune câte o întrebare, Doamne, este voia ta să mă duc să fac business? Este voia ta să mă duc să, mai ales când plecau frații în perioada aia de după primirea dreptului de a circula prin Europa, toată lumea pe la toți prorocii la Pentecostal era, îi voia Domnului să plec în stânga, în dreapta, îi voia Domnului și mai departe. Dumnezeu se implică în toate aceste chestiuni și voia Lui întotdeauna este bună, plăcută și desăvârșită. Dar vreau să vă spun trei lucruri, trei aspecte practice pe care le presupune voia Lui Dumnezeu. Închinare. Voia Lui Dumnezeu este să te închini. De multe ori venim la adunare și credem că e suficient să venim la adunare. Ne rugăm acasă, poate înainte de masă și credem că e suficient. Postim și poate ne prinde două, trei ceasuri, patru ceasuri și nici măcar un tatăl nostru nu a spus nu e suficient doar să ai anumite practici religioase, tu trebuie să te închini. Adică trebuie să simți cântarea, trebuie să simți rugăciunea, trebuie să simți cuvântul. Mi-așa de mult îmi place când văd oameni atenți la cuvânt și văd că uh, se roagă chiar, spun, Doamne, vorbește-mă, asta înseamnă că te închini. Asta înseamnă că slujirea ta, dărnicia ta, totul este un act de închinare. Trebuie să te închini, nu doar să faci practici religioase. E important, nu poți să îți duci pocăința fără practicile religioase, dar nu e suficient. Sunt unii care fac totul mecanic. E nevoie de închinare, să cânți din toată inima, să te rogi din toată inima, să asculți cuvântul cu toată bucurie. Doar atunci te întâlnești cu Dumnezeu. În rest, e doar act de prezență. De aceea caută să te închini. Voia Domnului este să te închini. Să te închini în adunare, să te închini acasă cu soțul tău, cu soția ta, să te închini în călătoria ta, să asculți muzică, să asculți predici, să te apropii de Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să te închini. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Trăim într-o lume imorală, trăim într-o lume mânioasă, trăim într-o lume plină de ură, într-o lume mincinoasă, bârfitoară, răutăcioasă. În această lume Dumnezeu are o voie și voia Lui este să fim sfinți. Sfânt înseamnă să fii un om dedicat Lui Dumnezeu. Sfânt înseamnă să fii un om plăcut Lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este să fim oameni sfinți, să ne păzim de minciună, să ne păzim de uh, bârfă, de răutate, să nu urâm. Să nu trăim în imoralitate, să nu ne uităm la lucruri murdare, să nu ne certăm, să nu fim oameni nervoși, neiertători. Voia lui Dumnezeu este să fim oameni buni cu cei de lângă noi. Voia lui Dumnezeu este să avem mintea curată, voia lui Dumnezeu este să avem ochii curați, faptele curate, comportamentul curat. Voia lui Dumnezeu este ca soțul să fie fidel soției, soția să fie fidelă soțului. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi să căutăm să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, să iubim, să iertăm, să ne păzim de tot ce este rău. Voia lui Dumnezeu înseamnă sfințire. Vrei un nou capitol cu Dumnezeu, dragul meu? Așează-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Respecte-ți angajamentele, respecte-ți promisiunile. Fii un om drept, fi un om cinstit, fii un om cu frică de Dumnezeu în casa ta. Foarte mulți oameni își permit să fie duplicitari. În afară sunt într-un fel, în casele lor sunt așa cum sunt. E cel mai mare necas, cea mai mare nenorocire să nu fii pocăi la tine acasă. Una să fii când te văd alții și alta să fii tu acasă. Știi ce faci? Îți bași prunci în iad. Îți bagi nevasta în iad, îți bagi bărbatul în iad Fii un om al lui Dumnezeu la tine acasă Pocăința se vede în casa omului Ca păstor Am învățat să Analizez oamenii înainte să mă dau Să-mi dau cu părerea Și în general Vreau să văd timpul, măcar șase luni, un an, doi Trei ani să mă conving așa de un om înainte să mă pronunț Așa trei luni, o lună parcă e joc de glezne Dar măcar așa un an, doi, trebuie să vezi omul Cum se comportă, domne, ce fel de om este și am obiceiul acesta să mă uit la nevastă când vorbește bărbatul. M-am uitat odată la o soră, să uita așa cruciși peste el. Zic, 100% s-au înainte de... Am uzi câțiva ani de zile s-a întâmplat asta. Erau scaune la învon și soțul ei vorbea. Și eu m-am uitat, bun înțeles, ca un păstor foarte atent la detalii, să văd ce zice sora. Era experimentat, avea o vârstă. Nu s-a uitat în Biblie să citească din Scripturi ceva avea experiență de viață, așa probabil că nu, așa era înțelegerea, măcar te uiți în față. Dar să uita, eu mi-am dat seama, m-am uitat la ea, m-am uitat așa, să uita pe lângă el, deasupra lui. M-am gândit 100% să o fi certat înainte sau. Știi cum e? Vrei să vezi un om, te uiți cum se comportă cu cei din familia lui. Sunt oameni care toată ziua vor tot, nu știu, domnule, nu s-ar întâlni cu frații, cu nații, parcă nu știu, nu s-ar întâlni, nu, nu, se simt bine cu socrii, nu se simt bine cu copiii, cu prunce, nu e ok. Frații mei, noi trebuie să fim pocăiți la noi acasă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să fim oameni de onoare, oameni în la noi acasă. Că altfel ne prăpădim familiile. E important să ne trăim pocăința în casa noastră, în relație cu soțul, cu soția, cu prunci, cu frații, cu surori și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E nevoie de sfințire, e nevoie de sfințire. Colegii tăi, Angajații tăi, patronii tăi, trebuie să vadă noi chipul lui Dumnezeu. Dacă nu văd cei care noi ne târguim chipul Domnului noi, frații mei, nu suntem pocăiți. Dumnezeu să ne ajute până și dușmanii nu o să spună despre noi în momentele lor de cercetare, că suntem oameni pocăiți. Domnul să ne ajute la aceasta. Se mai întâmplă ceva. Slujire. Vă lui Dumnezeu este slujire. Eu am o concluzie, Dumnezeu pe nimeni nu mântuiește să-L țină șomer în adunare. Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să facem câte ceva pentru El, să-I slujim Lui cu tot ce suntem noi, cu tot ce avem noi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să ne ajute Domnul să putem să slujim, să slujim. Spuneam un frate că nu pot să doarmă noaptea, m-am întâlnit cu Dumnealui, am o evanghelizare după... șapte 8 ani de zile o să ne viziteze la adunare și îmi spune, frate, dar nu pot să dor noaptea. Și când nu pot să dorm noaptea, ce la început mă ispiteam, mă enervam, soția dormea bine, frații, toți dormeam, eu nu puteam să dorm. Și m-am supărat, dar apoi m-am rugat. Și când am început să mă rog, dintr-o dată m-am simțit mult mai bine. Uite, timpul pe care îl ai, poți să-l faci un timp de rugăciune. Tu poți, poți să slujești Domnului. Fii un om al rugăciunii, rugându-te pentru cei din casa ta, pentru familia ta, pentru biserică, pentru colegii tăi de serviciu, pentru șeful tău, pentru angajatul tău. Poți să slujești Domnului prin rugăciune, poți să slujești Domnului prin dărnicie, poți să slujești Domnului prin post, poți să slujești Domnului prin muzică, prin întâmpinare, poți să slujești Domnului făcând ceva la adunare, poți să slujești Domnului în multe feluri. V-am mai spus lucrul acesta. Când am fost în Statul Unite ale Americii, una din vizitele mele, am rămas șocat să văd că un multimilionar care avea peste 500 de angajați venea la adunare și lucra pe acolo cot la cot cu păstorul și cu ceilalți. Și mi-a spus pastorul că ăsta e unul dintre mai bogați români din America. Nu mi-a venit să cred. Și când l-am întrebat, frate, dar dumneavoastră veniți aici cu atâtea milioane? Zice, da, frate, puteam să trimit, dar asta e altceva. Când pune o mâna mea în slujba Domnului, Domnul vede și răsplătește. Multimilionarul cu peste 500 de angajați, venea și muncea el pe acolo, pe la biserică și ai fi zis, bă, dă, păi ăsta? În momentul în care ne țin cu rele și avem doi bănuți în plus, mi se pare că dăm de pământ și cu Arhanghelul Mihail. Și am stat și m-am Dumnezeule Mare, ce atitudine! Dintr-o dată slujirea ne scapă, mai slujească alții, mai facă alții. Nu noi toți trebuie să slujim. Toți mântuiții lui Dumnezeu trebuie să facă ceva pentru Domnul, să nu ne lase Domnul să stăm fără rod în lucrarea Lui să cântăm, să le spunem altora despre Domnul, să postim, să încurajăm, să feliciți pe cineva, să te rogi pentru cineva, să chem pe cineva la adunare, să faci ceva pentru Domnul. să ți viața în voia lui Dumnezeu. Când Domnul îi spune lui Faraon prin Moise, lasă pe poporul meu să plece, spune Faraon, dar cine este Domnul să ascult de el? Asta este atitudinea omului care nu vrea să-și așeze viața în mâna lui Dumnezeu. Cine este Domnul să ascult? O, nu putem noi spune chiar așa că e prea de tot, dar prin atitudine că m să o spunem, cine e Domnul ca să mă închin, să mă sfințesc, să-i slujesc? Cine e Domnul? Hristos când vine în lume spre Tată, vin să fac voia ta. Hristos întotdeauna caută voia lui Dumnezeu. Azi a fost o slujbă mai lungă, dar ne revanșăm duminicele viitoare și vă aștept cu drag la adunare pe toți. Recapitulez și apoi vreau să închei. Un nou capitol cu Dumnezeu înseamnă să accepti că ai nevoie de o schimbare. Când îmi devine plictisiala, apatia, stagnarea, ai nevoie de un nou început cu Dumnezeu. În al doilea rând, presupune să lași în urmă ce te-a ținut pe loc suficiența spirituală, dezorganizarea în cele spinte, cele spirituale, materialismul. Și în al treilea rând, așează-ți viața în voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă Închinare înseamnă sfințenie și înseamnă slujire. Și vreau să vă spun în încheiere și apoi ne vom ruga. Vreau să vă spun despre o experiență pe care am avut-o la începutul slujirii pastorale. Mă duc acasă la un frate, era în vârstă, trecuse prin al doilea război mondial, se pregătea să plece acasă la Domnul, era obosit de viață, era bătrân, era bolnav, trecuse prin multe. Și îmi spunea, frate Dan, eu știu că zilele mele sunt numărate, sunt bătrân, se apropia de 90-100 de ani. Așa simt eu că întresc ultima perioadă a vieții. Nu era greu de înțeles la 90 de ani. Dar ce, simt că îmi trăiesc ultima perioadă a vieții, dar știi ce vreau să fac? Vreau să scriu cel mai frumos capitol din viața mea cu Domnul. Și vreau să mă rog mai mult, și vreau să postez mai mult, și vreau să vin mai mult la adunare, și vreau să citesc mai mult Biblia, și vreau să-i slujesc mai mult Domnului. Ori trecut anii de atunci, eram un păstor tânăr, dar mi-a rămas în minte vorba Dumnealui. Mă apropiu, frate, de plecare, mă așteaptă Iordan, avem spre 90. Zice, mai mult o fost decât o rămas, dar vreau să scriu cel mai frumos capitol cu Domnul. Te invit în această dimineață să te ridici în picioare și să ne rugăm în această dimineață. Doamne, e început de septembrie. Ajută-ne să scriem cel mai frumos capitol cu Tine. Ajută-ne Dumnezeul nostru să ne schimbăm spiritual. Ajută-ne Dumnezeul nostru să lăsăm în urmă tot ce ne-a ținut în loc din punct de vedere spiritual. Și ajută-ne, Doamne, să ne așezăm viața în voia Ta. Plecăm fețele și cu toții ne rugăm.